Sesizările plinte la nivelul IPJ Giurgiu au fost verificate cu celeritate de către polițiști, care au constatat că faptele sumate nu se confirmă. Astfel, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în cuantum de 4.000 de lei, în conformitate cu prevederile urmate de urgență a Guvernului 34/2008, privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru apeluri de urgență, persoanelor care au făcut sesizările. Precizăm faptul că, până în prezent, nu au mai fost primite alte sesizări referitoare la posibile incidente electorale. Reamintim că, la nivelul județului Giurgiu, peste 550 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și pompieri se află în misiuni de menținere a ordinii și liniștii publice, de pază și protecția sectorului de votare din județ. Orice incident semnalat va fi verificat, iar în cazul în care vor fi constatate încălcări ale normelor legale, acestea vor fi sancționate.